În ediția din această seară veți vedea cât de ușor poți deveni victimă atunci când inviți în casă un om despre care nu ai suficiente informații. O familie din Călărași a apelat la un mod foarte răspândit de a-și rotunji câștigurile. A dat un anunț banal de închiriere, iar doritorii nu au întârziat să apară. Urmăriți un caz halucinant care se poate repeta oricând și oriunde. Aprilie 2022. O importantă ședință de lucru a polițiștilor din Călărași este întreruptă de un apel telefonic primit pe linia de urgență 112. De la celălalt capăt al firului sosește o știre șocantă. Un bărbat afirmă că într-un imobil din oraș a găsit două cadavre. Imediat, anchetatorii pornesc spre locul indicat și încep cercetările. Vocea care a anunțat la 112 faptul că a descoperit cele două persoane decedate era chiar chiriașul acestora. Nu a putut să ofere polițiștilor prea multe detalii, dar a precizat faptul că atât bărbatul cât și femeia sunt plini de sânge și par a fi fără suflare. Da, sunt două victime aici. Domnul, nu vă supărați, ce-o puțin vecină. Vă rog să păstrați distanța, o să aflați ce sunt. Mai e cineva? Ne spuneți dacă mai e cineva? Ia zi-mi, omule, ce s-a întâmplat? I-am găsit morți. Am fost plecat să-mi cumpăr niște cafea și niște țigări și când m-am întors, i-am găsit mult. Înțeleg că dumneavoastră sunteți cel care i-a găsit. Eu sunt. Am fost plecat să-mi cumpăr niște cafea și niște țigări și când m-am întors, i-am găsit. Inițial, acest chiriaș ne-a spus că a plecat de acasă să-și ia țigări și când s-a întors, a găsit-o pe doamnă căzută pe holul locuinței. Ulterior l-a văzut pe tatăl femeii în dormitorul său, în pat, prezentând de asemenea multiple urme de înjunghiere. Ziceți că ați plecat să luați țigări. Cât timp ați lipsit? Cam o jumătate de oră. Cam atât. Când m-am întors, apelantul ne aștepta exact la acest punct de distribuție ale electricității, cu o cafea pregătită în casă, avea cana de cafea, fumase deja câteva țigări și ne-a povestit pe scurt același lucru pe care le relatase și la 112. După aceea i-am solicitat să rămână afară sub supravegherea unui coleg care a avut sarcina să nu-l scape din ochi. Sunt chiriaș, de 2 ani stau în chirie aici la... Și cum i-ați găsit? Lățânul era pat, de aici, plin de sânge și fata era căzută. Inițial, când am stat de vorbă cu el, ne-a spus că a găsit toate ușile deschise. Nu au fost descoperite urme de forțare. Configurația locului faptei era una destul de ciudată. în sensul că accesul la imobil se făcea printr-un gang foarte lung. Pentru a ajunge în locuință și efectiv la locul crimei, trebuia să treci printr-un hol foarte mare, o suprafață foarte mare de cercetat, care putea să conține probe valoroase în vederea identificării autorului, care la momentul sesizării era un autor necunoscut, o persoană care timp de jumătate de oră avusese timp și săvârșise aceste două omoruri. În holul locuinței am observat-o pe doamnă, căzută cu fața în jos, prezentând multiple urme de înjunghiere și având lângă dânsa o baltă de sânge, iar într-o altă cameră, puțin mai îndepărtată, se afla și domnul, acesta fiind înjunghiat în pat. Foarte mult sânge, cadavrul femeii cu fața în jos, exact bloca aproximativ jumătate din intrarea în locuință, prezentând multiple plăgi atât pe la nivelul feței, cât și a toracelui și mai ales la nivelul spatelui. Bărbatul se afla în pat, acoperit parțial de o pătură, care prezenta urme de tăiere, deci primele lovituri de cuțit au fost aplicate prin pătură. Se observa faptul că a încercat să se apere cu mâinile, prezenta astfel de plăci la nivelul mâinilor și inclusiv la nivelul feței. Adică loviturile au fost multiple și au fost date cu siguranță în vederea suprimării vieții victimei. În cazul primei victime, bărbatul, da, leziunile au fost grupate undeva la nivel cervical, toraco-abdominal, dar leziunile care au dus la deces au fost în principal prin afectarea organelor interne și leziuni la nivelul aortei și plămânilor, splinei, ficatului, care au dus la hemoragie internă. La victima femeie au fost constatate leziuni de autoapărare? Da, și la ea au fost. Tot la nivelul mâinilor? Tot la nivelul mâinilor, da. Iar la femeie, la fel, au fost afectați plămânii cu hemoragie internă și hemotorax pe bilateral, care în câteva minute duc la deces. Am continuat cercetarea la fața locului, am găsit și cuțitul. Era proaspăt spălat. Noi, la momentul respectiv, ne-am gândit că ar fi arma crimei. Am observat faptul că baia, dușul, fusese folosit recent. Ceea ce ne-a condus la ideea că autorul sau unul dintre membrii familiei ar fi putut să folosească sau să șteargă anumite urme. În timp ce criminaliștii prelevau urmele de la fața locului, pe stradă se adunaseră vecinii curioși, care încercau să afle mai multe despre ceea ce s-a petrecut. În dimineața zilei de 12 aprilie, că nu pot să uit, am rămas șocată, mersesem să cumpăr câte ceva de mâncare și între timp a sunat fata: mama, să nu te sperii când intri pe stradă, pentru că în fața noastră sunt mașini de poliție, salvare. În momentul când am ajuns, am întrebat pe un băiat de la salvare pe care îl cunoșteam ce s-a întâmplat de fel, că mă așteptam să-i scoată, să-i suie în salvare, să-i ducă cumva dacă i-a găsit leșinați. Și mă gândeam că probabil a stupat soba cumva să nu iasă căldură și zic din cauza căldurii l-a găsit pe bătrân leșinat și ea când a venit de la fată, de la grădii, probabil sub influența șocului sau al gazelor de sobă, al monoxidului, a leșinat. Ați sperat să fie leșinați. Da, da, da. Și mi-a confirmat că au fost omorâți prin înjunghiere. Auzi, o fi fost butelia pornită? Nu, că era plin de sânge peste tot. Doamne ferește-mă! Chiriașul care făcuse macabra descoperire era asaltat de întrebări din toate părțile. Oamenilor le venea greu să înțeleagă cum de-a putut criminalul să pătrundă neobservat ziua și să-i ucidă pe cei doi într-un timp atât de scurt. El a fost cel care a sunat să anunțe că i-a găsit morți și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Ce am fost să-mi iau o cafea și când m-am întors i-am găsit morți. Da, v-a spus cum i-a găsit? Nu am apucat, tata doar mi-a spus că pe l-a găsit în pat și în hol. I-am găsit așa cum mi-ați văzut și dumneavoastră. A declarat de la început că este dispus să colaboreze, să ne spună tot ce știe, să ne dea toate detaliile. Ne-a oferit amănuntul că victima, femeia, trăia în concubinaj cu un cetățean colombian. Și din ceea ce ne prezenta pelantul, era o persoană extrem de violentă și cu apucături de cuțitar. Ori coroborat cu leziunile constatate la victime, era o pistă pe care nu puteam să o neglijăm. Concubinul ar fi avut un conflict în dimineața zilei respective cu victimele, legată de faptul că acesta nu câștiga destul și ar fi plecat la locul de muncă, dar n-ar mai ajuns la patronul unde lucra. În prima fază, având în vedere această informație, am luat legătura cu colegii de la Inspectoratul General pentru Imicări pentru a afla mai multe date privind identitatea cetățeanului colombian. În baza unei informații din care rezulta că acest cetățean lucra la o fabrică de construcții, am efectuat verificări privind mai multe societăți de pe raza municipiului Călărași. Informativ am stabilit un presupus loc de muncă, l-am căutat acolo, îl părăsise de foarte mult timp, efectiv nu știa nimeni unde se afla în momentul respectiv. Am luat la verificat mai multe societăți în cauză, într-un final ajungând la societatea la care lucra cetățeanul colombian. Era acolo? Era la serviciu. În prima fază am discutat cu colegii dumnealui pentru a afla mai multe amănunte cu privire la comportamentul său. A rezultat faptul că e un cetățean onest, chiar dacă nu înțelegea foarte bine limba română, se descurca și își făcea treaba cu cinste. Am reușit să intrăm în posesia camerelor de filmat, imaginilor surprinse de camerele de filmat ce deserveau societatea în cauză. Am constatat că în jurul orelor 7:30 cetățeanul respectiv s-a prezentat la serviciu și nu a mai părăsit serviciu până când noi am ajuns acolo, respectiv aproximativ la 2 ore după comiterea infracțiunilor. Aș vrea să vă uitați la această imagine de pe camera de supraveghere. Al doilea aspect pe care am vrut să-l verific a fost articolele de vestimentație ale cetățeanului respectiv, în eventualitatea găsirii unor urme care să ne intereseze în cauză. Ați considerat că era foarte posibil ca el să fi comis crimele dimineața, după care să fi plecat la serviciu. Ați găsit ceva? Nu, având în vedere că nu înțelegea foarte bine limba română. Am încercat să discut, după părerea mea, pentru că am o experiență, zic eu, cât de cât vastă, nu mi-au creat suspiciuni persoana respectivă. Persoana în cauză a fost condusă la sediul poliției. În momentul în care a înțeles ce s-a întâmplat, a intrat în stare de șoc și nu a mai putut să ne ofere niciun fel de detaliu. I-a luat foarte mult timp să-și revină. Am stabilit, în prima fază, că cetățeanul colombian intrase la locul de muncă la ora 7:30 de dimineață, fiind surprins de camerele de supraveghere, iar din acel moment nu mai ieșise. Ori, la scurt timp după, am stabilit că victima, femeia, își dusese copilul puțin după ora 8. Deci la ora 7:30, când cetățeanul colombian a intrat la locul de muncă, ea se afla în viață și era un lucru cert. Cetățeanul colombian nu putea să săvârșească fapta din motiv că nu se afla în locuință. Descrieți-mi încă o dată, vă rog, ce ați găsit. După ce această pistă a fost eliminată, polițiștii au primit noi informații de la persoana care sunase la 112 și un alt suspect a fost luat în calcul. Era un alt chiriaș, coleg inițial la locul de muncă cu autorul, locuiau și în aceeași cameră, împărțeau chiria, dar ulterior, pe fondul problemelor de sănătate, a plecat de la gazdele respective, s-a internat în spital și intenționa să-și găsească o altă casă unde să plătească chirie și să se mute. Cei doi stăteau în chirie, mă rog, în gazdă la victime, cu acte în regulă, cu un contract înregistrat? Nu, nu aveau încheiat un contract înregistrat, pur și simplu ocupau amândoi o cameră. Așa, și azi l-ai văzut în noaptea aia pe acolo? Nu, nu l-am văzut, de ce? De ce să zic că l-am văzut? Nu l-am văzut, dar eu știu că era nervos, că l-a dat afară din casă și... El tot încerca să dea vina pe un alt chiriaș care l-a avut înainte. Fusese cadru militar pe la pompieri și plecase de aici. Cel mai probabil erau niște oameni cu venituri nu foarte mari. Și în contextul acesta, de cele mai multe ori primesc în gazdă pe primul venit, pentru că au nevoie de bani. Cred că sunt foarte puțini oameni în țara noastră și în lume în general care fac vreo verificare înainte sau care întreabă: tu ai mai fost la pușcărie, ai mai comis vreo infracțiune? Și primesc în locuințele lor persoane. Nu odată au apărut tot felul de oameni adunați de pe drumuri care în cele din urmă s-au dovedit că erau extrem de periculoși și gazdele, ca și în cazul nostru, au avut de suferit foarte, foarte mult. Verificările făcute de către polițiști, în paralel cu cercetarea la fața locului, au eliminat rapid și ipoteza unui chiriaș care ar fi avut ceva de împărțit cu foștii săi proprietari. Dar în scurt timp, ceva a atras atenția anchetatorilor. Colombianu nu era autor? Cine putea fi autorul? După ce am cercetat intrarea în locul faptei, am reușit să ne aruncăm o privire asupra poziției victimelor și asupra locului în care acestea se aflau. Și am ajuns imediat la concluzia că, pentru a putea pătrunde în bucătăria locuinței care se afla exact în centrul imobilului, trebuia neapărat să treci peste victima, peste femeie, care se afla căzută exact pe holul locuinței, bloca parțial ușa de acces. Deci, obligatoriu trebuia să treacă peste. Ori, amănuntul care ne-a sărit în ochi din prima a fost că respectivul chiriaș, care și-a apelase sistemul de urgență, avea o cafea preparată în casă. Și întrebându-l ne-a spus că da, aici am preparat-o. Cafea fierbinte, făcută pe aragaz. Cum l-a zărit pe bărbat? V-ați dus până în cameră? Ai, șeful, faci mișto de mine acum? Am avut de-a face cu poliția. Știu că la locul unei crime n-ai voie să lași urme să intre. Ulterior, la cercetare, am găsit și resturile de cafea pe aragazul din bucătăria locuinței. Deci era clar că respectivul chiriaș nu spunea tot adevărul în ceea ce privește lucrurile pe care le constatase. Cum ați avut de-a face cu poliția? Ei, nu vreau să afle toată strada acum, șeful. Am fost închis. Am scăpat după 2 ani, curat. Oricum n-am fost vinovat, a fost. Pentru ce ați fost închis? Tentativă de crimă. A spus: eu știu că am mai avut probleme cu poliția, eu știu că nu trebuie să pătrund în locul unei fapte, mai ales de o asemenea gravitate. Am așteptat frumos, am văzut din hol pe doamnă căzută și am văzut pe fereastră pe bărbat că este înjunghiat în pat, motiv pentru care eu am anunțat la poliție și am așteptat aici cu minte. E puțin probabil să ne gândim că un om care vede o grozăvie, da, ar putea să aibă tăria de caracter să intre, să-și pregătească o cafea și să bea cafeaua liniștită, așteptând organele de poliție. Aici ne-am dat seama că el este principalul suspect. Vă invit până la secție să terminăm discuția. Nu v-am spus tot acum, ce rost mai are? Haideți că trebuie să dați și o declarație în scris, trebuie să o semnați. Bine, bine, dacă e musai, să caut un loc unde să las cafeaua asta. Hai, da o copă, ți-o țin eu, du-te. Motiv pentru care am decis să-l extragem de la locul săvârșirii infracțiunii, l-am condus la sediul inspectoratului. Era foarte liniștit și era curat îmbrăcat. Și un alt element care nouă ne-a atras atenția, la momentul respectiv chiar discutam cu șeful Serviciului de Investigații Criminale, am reascultat convorbirea avută cu dispecerul de la 112 și ne-am dat seama că, la modul cum a expus-o el, nu avea cum să vadă ambele victime. El sesizase la 112 că sunt două victime, iar din ușă nu se vedea decât o singură victimă. Și atunci am presupus că domnul Caloianu, ca să vadă și a doua victimă, ar fi trebuit să intre în casă. O să vă rog să-mi spuneți la ce oră ați plecat din casă. Păi iarăși nu v-am mai spus odată. Îmi mai spuneți odată, aveți ceva împotrivă? Nu. Poți să fumezi, șeful? Nu. L-am lăsat să ne prezinte mai multe variante, fără a-l întrerupe și fără a-i aduce niciun fel de completări, iar noi, în paralel, din investigații și din cercetarea locului faptei, am încercat să înțelegem exact secvențele care au stat la baza comiterii acestor omoruri. Doi oameni au murit astăzi. Vă grăbiți undeva? Nu, dar mă gândeam că în loc să pierdeți vremea cu mine, mai bine îl căutați pe criminal. Nu am avut încotro și-o luase în cap. Când am văzut că îmi cere socoteală, mi s-a pus o pată neagră și simțeam nevoia să închid gura. E numai vina ei. Ea a cerut-o.